o analiză serioasă a ce s-a întâmplat în piață, în care să vedem și de ce au fost violențe, poate să spună și de ce jandarmii au acționat, să spunem, neprofesionist, așa cum a zis el în al doilea comunicat. Dar asta este un scenariu idealist, optimist, doar și la noastră la Antena 3 sunt foarte mulți optimiști. Scenariul meu realist, pesimist, este următorul. Domnul Claus Iohannis iese și toarnă gaz pe foc, adică cere data aceasta demisia guvernului, cred că va pune și un termen pentru ca să ridice tensiunea în piață. Să nu uităm că au fost și... Stați puțin, maestre, deci va pune un termen, adică dacă guvernul nu demisionează până la data de, se întâmplă ce? Nu. El cere, eu spun care este, mă rog, până acum n-am greșit, care ar fi și deci, stau să ne este în piesă, pierdem timpul, n-are. Nu, gândiți-vă că el la câteva minute, după spaterea mitingului, a postat, mai țineți minte povestea de la colectiv, pe orice șef de stat, orice om politic, așteaptă 10 minute să aibă informații și apoi dă un comunicat general, de regulă. Domnule, am văzut violențele, cred că se cere o analiză, aștept mâine o informare, sunteți de acord? Hai să luăm reacția lui imediat. Ea era scrisă dinainte. Pentru că este greu de imaginat. Nu există, ce dacă te uiți la televizor și e șeful statului, zici, bă, primul lucru pe care îl fac, spun că ei a fost ceva în neregulă. În neregulă, dar ea zice tulburări și că sper mâine cer, nu știu, ministrului de interne, jandarmerii, o informare, da? După asta o să mă pronunț. Nu, el din start și textul pariez a fost că și înainte de a se încheia manifestația a fost pe ideea, domnule, sigur, nu violențe, dar trebuie să jandarmii au fost. Devin, a fost o reprimare în numele, dacă observați, această tensă a fost preluată și rostogolită, ajungându-se ca astăzi să avem o răsturnare de imagine, adică huliganii nu mai sunt, nici măcar huliganii, sunteți de acord? Corect. Deci, până acum erau și... Mitingul nu a avut nimic violent din partea huliganilor, nu a populației pasnice, dar vine, s-a petrecut un singur lucru. Forțe, garda pretoriană, pun chilimele, a lui Liviu Dragnea, dictator, a reprimat o populație pasnică. Sunteți de acord? Asta e teza, da? Da, stați puțin, maestre. Deci, dumneavoastră spuneți că în scenariul dumneavoastră pesimist, da? Realist-o-pesimist, ați spus. Președintele Iohannis va apărea acum la ora 18, aproximativ jumătate de oră, și va cere demisia guvernului. Da, ca să ceară, ca să ridice tensiunea în piață. Da, să spuneați de un termen. Termen legat de ce? Condiționare Deci, am spus mai înainte că președintele e în piesă. Dacă nu e în piesă, vine în seara să faci un lucru normal pentru orice președinte de republică și de Nicaragua. Cere detenționarea situației. Că e normal, e situație tensionată, atât bun. Dacă nu o cere și cere demisia guvernului, poate să dea termen. Eu am zis și pe termen. Pentru că, după părerea mea, cele două demonstrații de sâmbătă, nu că sunt înșelători pasnice. În momentul în care el anunță de cere o demisie a guvernului, deja piața va cere demisia guvernului. Sunteți de acord? Va prelua mesajul președintelui. Da. Și dacă nu demisionează, vom intra peste ei. Ați înțeles? Guvernul ăla trebuie ocupat. Eu o să spun, o să vedem, discutăm, dar eu așa zic. Deci asta este opinia dumneavoastră, că la ora 18 președintele va cere demisia guvernului, mesaj care va fi preluat de piață. Da, eu am zis scenariul pesimist-realist. Există și posibilitatea, dar e greu de presupus. Cine-l cunoaște pe în acest scenariu, maestre, cât va dura, așa cum spuneți, dărâmarea guvernului condus de Viorica Dăncilă? Puțin. Puțin înseamnă deci, ce? Săptămâni, zile? Nu. Deci, pe mine mă semnalează că ceva în regulă continuarea demonstrațiilor. Orientarea, atenție, nu vreau să fiți atentă. Deci noi astăzi nu mai avem a dispărut diaspora, sunteți de acord? Nu mai e temă. Da, nu mai este în piață diaspora așa. Nu. Tema numărul, nu mai sunt nici huligani. Sâmbătă erau huligani, nu populați. Erau așa, huliganii n-au fost identificați,
au fost lăsați cu tare, cu tare, cu tare. Mă rog, huliganii erau al lui Dragnea, da? Acum au dispărut, nu mai există. Toată mașinăria propagandistică, inclusiv povestea cu jandarmerii, este pe teza aceasta. Plângerile penale, s-a înscris și Cioloșa, dați toată această avalanșă și jocul parchetului este aceasta. Un miting pașnic, e bun care e joc, a fost reprimat brutal de Liviu Dragnea, care era supărat pe mitingul pașnic. Nu e asta teza? Păi dacă ea s-a transformat în trei zile, noi că ne-am uitat și noi la televizor, am văzut că au fost și violențe, au fost și exagerări din partea jandarmeriei, dar au fost și dincolo provocări, da? Deci faptul că aceste provocări sunt împinse în plan secund, nici nu mai există și acum apare, repede, măcar galeriile nu mai sunt și acum, din potrivă, chiar se arată, ați văzut că a început o campanie că povestea cu jandarmeriei a fost o comedie, da? Mai e un aspect, maestre, care trebuie evidențiat la acest mesaj pe care îl transmite președintele Klaus Iohannis. Inițial, noi presa am crezut că este un mesaj înregistrat, pentru că accesul presei în Palatul Cotroceni nu este permis. Este de genul unui mesaj transmis națiunii. Președintele vrea să transmită un mesaj important națiunii. Deci președintele nu vrea să răspundă la întrebări, nu are nevoie de presă, vrea doar ca presa să preia acest mesaj și să-l transmită public. Mi-ați dat o știre, n-am fost atent la această nuanță. Deci nu e o declarație. Nu. E un mesaj. E un mesaj. Atunci poate fie scenariu optimist, nu greșesc, care să fie, să aibă și el semnale că de fapt toate aceste lucruri ne-ar putea costa președinția Uniunii. Să-l fi sunat cineva de la Bruxelles, maestre? Nu, s-ar putea ca și el să fi primit semnale, nu de la Bruxelles, că de fapt toată această poveste vizează ca noi să nu mai avem președinția Uniunii. Eu spun, dacă este mesaj adresat națiunii, nu cred că va mai cere demisia, nu mi-a spus asta, n-am fost atent. Bine, acum știți cum este, noi interpretăm, o să vedem la ora 18 exact ce se întâmplă. Nu. Dar faptul că nu s-a permis accesul, e o informație prețioasă, eu ca analist nu pot să-mi iau în cap. Da, adică, având în vedere că... E o aberație să dea un mesaj națiunii că trebuie să demise guvernul. Poate să fie și asta, dar e ceva care creează, ați observat, o tensiune. Da. Foarte important, spuneți și că scopul final sau că președintele Klaus Iohannis a primit semnale că de fapt pe plan extern nu s-ar dori... Poate fie și asta. Dumneavoastră aveți o informație care deja schimbă un pic, dar trebuie. Este vorba de un mesaj adresat națiunii, deci nu mai e vorba de o declarație de presă unde el poate fi politician, de aia am fost de acord, am zis și cu acel punct de vedere prim. Nu știu dacă va fi. Sunteți de acord? Da. Vom vedea la ora 18. Mulțumesc, maestre, pentru această intervenție. Bine. Da. Claudia Țapardel. Deci, nici nu m-ar surprinde să mergem pe scenariul negativ ca domnul Klaus Iohannis să ceară demisia guvernului pentru că a făcut-o în nerepetate rânduri și ultimele comunicate de presă nu au transmis nici măcar o secundă, o atitudine sau un mesaj de calm, de cumpătare. În același timp, aș vrea și mi-aș dori pentru binele acestei țări ca măcar în al 24-lea ceas, nu în al 12-lea ceas, președintele României Klaus Iohannis să-și asume rolul de președinte, să fie responsabil și să transmită acest mesaj de calm către națiune. Nu vă spun că această ipoteză că România ar putea să nu preia președinția Consiliului Uniunii Europene în calitate de europarlamentar, vă spun, ar fi ceva fără precedent. Niciodată nu s-a întâmplat ca un stat membru al Uniunii Europene, din cauza unor probleme ce țin de politica internă a statului respectiv, să nu preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Mai mult decât atât, nu vă spun ce teme majore și importante pentru viitorul tuturor europenilor se află în discuție pe agenda președinției pe care noi ar trebui să o gestionăm. Deci ar fi ceva fără precedent. Nici nu aș vrea să pun în discuție că ar putea exista o astfel de posibilitate. Dar, repet tocmai pentru că președintele României ne reprezintă la Bruxelles și de multe ori își asumă angajamente în numele guvernului sau se laudă cu realizările guvernului la Bruxelles, ar trebui să înțeleagă că și din acest motiv ar trebui să renunțe la interese politicianiste meschine, la faptul că își mai dorește un mandat și să transmită un mesaj de responsabil, de calm și liniște către mesajul populație. Mesajul transmis de Casa Regală
cred că este cel mai corect mesaj transmis în acest moment de cineva, având în vedere situația în care se află în acest moment în România. Români, avem libertatea să credem ce vrem, fiecare despre recentele violențe din București, dar putem fi unanimi în convingerea că ele au afectat unitatea națională și reputația noastră internațională. Aceasta doar cu câteva luni înainte ca țara noastră să asume președinția Uniunii Europene. Niciun om cu inimă din această țară nu poate fi bucuros să vadă cum ne facem rău nouă înșine. Regele Mihai și cu mine am cunoscut bine în ultimii 30 de ani ce înseamnă să mergi prin lume pentru a susține cauza țării tale și să fii primit cu zâmbet ironic. Românii care trăiesc departe de patrie sunt o datorie față de ea și de concetățenii de acasă. Lor le lipsește România și își doresc să contribuie cu demnitate la prosperitatea ei. Datoria noastră este să îi primim cu respect și să îi încurajăm să-și îndrepte buna intenție în direcții constructive. Doresc tuturor celor afectați de violențe din 10 august, de oricare parte a baricadei s-au aflat, însănătoșire grabnică. Deplâng